Apoi, dacă se machiază, pentru ce anume se machiază și cumva trebuie să avem în vedere, și asta este în orice discuție pe care o am chiar și la cursurile de machior profesional, profesionist, mă rog, în ce lumină, în ce surse de lumină se va prezenta acel machiaj sau, mă rog, va ieși, pentru că asta are legătură și aici cu... ce sfat ai? Unde este cel mai bine să ne machiem? Pentru că poți să fii într-o lumină caldă, într-o lumină rece, poate să fie frig, cald, iată, are legătură cu perioada asta care va urma de toamnă-iarnă. Și atunci eu recomand culorile calde, culorile roz, de exemplu, somon, puțin piersică, îmi place mie să spun, care poate să oranj în obraj. De ce nu marouri foarte mult? Și când spun marouri, mă refeream la paleta de culori pentru pleoape, la farduri. Pigmenți poate si de fază, dar nu neapărat foarte strălucitori. Pomeții nu atât de bine iluminați, doar discret, finuți. Din ce motiv? Pentru că atunci când pielea este ușor agresată de factorii externi și pielea se înroșește, nu? Că asta se întâmplă de obicei. Pielea se cum? În obraj de obicei ne înroșim. Și atunci ar fi puțin ciudat să avem această îmbinare între roșu și maro, da? Tu ai dat un far maro, poate fondul de ten nu i-a aplicat foarte bine, ai aplicat și o mască, din cauza frigului ți s-au înroșit obrajii. Înțeleg. Și tu ai aplicat nu știu ce culoare, ți-ai dat și masca jos și se întâmplă o chestiune absolut, se dezamorsează acolo toată nebunia și nu mai arată bine. Și atunci, ca să fii safe, cred că în această direcție de piersică, somon, culori calde, nemai spunând că tendințele pe anul viitor, cumva, deja se întrevăd, sunt pop of color, deci chiar și în partea de hairstyle nu mai este, aici nu vreau să mă erigez, am fi hairstylist și nici nu m-am recunoscut documentat foarte tare, dar are legătură. Crezi, ești în legătură, da, cu, evident, acest domeniu. Pop of color înseamnă anumite tușe de culoare, de exemplu un eyeliner oranj și arăți foarte bine, doar că și aici este foarte important, indiferent de anotimp, în momentul în care folosești culoarea aceea de eyeliner neon și poți să fii îndrăzneață sau turcoaz sau mai puțin negru, dar sigur negru va rămâne în tendințe etern, nu putem renunța la negru, e foarte frumos într-adevăr și versatil, flexibil în orice situație, zic eu, și dimineața și seara și toamna și iarna oricând, dar dacă nu ai timp foarte mult și vrei să ieși cumva din cotidian sau vrei să aduci o notă modernă sau să fii mai vivace, să alegi acel eyeliner care este complementar cu culoarea ochilor tăi. Pentru că întotdeauna acea culoare scoate în evidență culoarea ochilor. Adică la ochii, de exemplu, verzi, albaștri, vor fi culorile complementare. Adică oranj, somon, bordeaux, burgund, verde, da? Acestea. Verde mai puțin, pardon, că am spus de cele verzi și albaștri. Ochii căprui, violet. Deci iarăși, la ochii căprui se potrivesc toate culorile. Dar am sesizat și cred că arată foarte bine violetul și turcoazul la ochii căprui. Asta în ceea ce privește partea cromatică și, să zicem așa, tendințele pentru toamnă, iarnă și cum am putea ușor să ieșim din obișnuință pe perioada toamnei. Adică dacă avem primul pas, evident, pregătit tenul și așa mai departe, restul e simplu. Deci aceleași discuții le am și cu o doamnă care dorește un curs de auto make-up. Ce vă doriți? Deci dacă, indiferent de lumină, mergem pe culori calde, culorile pământului, nu foarte mult iluminator, buzele, iarăși, dacă sunt prea mici, trebuie să le conturăm cu un creion și atunci discutăm cum anume, dar nu conturăm. Depășim, exact, cu cât depășim conturul? Păi asta e o discuție, că nu cu jumătate de centimetru, că după aia e vorba de altceva. Deci ar fi recomandat așa 0,2, 0,3, mă rog, foarte mult puțin. Deja depinde cât de mici și depinde de morfologia feței, adică în contextul feței cum ar trebui să și cum îți dorești să arate buzele. Apoi sigur că pe doamna respectivă care vrea să vină să se adresează cursurilor de automachiaj, sigur că o voi întreba ce dress code-uri, mă rog, pentru că și aici
îi poți propune un machiaj de zi pe care îl poate versatil pentru orice fel de ținută, dar de probabil că dacă îmi spune că, uite, într-o seară sau am două rochii colorate într-un fel și mă gândesc că aș vrea să mă aranjez sâmbătă seara singură că mergem la, nu știu, niște prieteni acasă și este petrecere, pentru că nu-i neapărat să meargă la restaurant, da? Să spunem că merge într-o vizită și vrea să arate superb și chiar vrea să poarte acea rochie cu spatele gol pe care n-a mai purtat-o de nu știu când și vrea să fie glam, nu-i nicio problemă. Și eu chiar votez astfel de situații când oamenii se întâlnesc chiar acasă și se îmbracă așa frumos și arată foarte bine și e totul strălucitor, imaginându-și evident că sunt în altă parte, da, de ce nu? Păi până la urmă funcționează imaginația și e bine să punem în aplicare. Și atunci sigur că pot să-i prezint un smokey eyes și asta îl poate face foarte simplu cu un creion peste care aplică un pigment. Ca idee, de foarte multe ori pigmenții aceștia colorați, verzi, albaștri, burgund, eu știu ce pigment, ce culoare dorești să-ți alegi de pe planeta aceasta, vor arăta foarte interesant și foarte sexy dacă sunt aplicați pe o bază de creion maro. Da, pentru că ce se întâmplă, aici iarăși e un tips, orice textură cremoasă absorbe altfel un produs și se fixează altfel, pentru că s-a întâmplat, de exemplu, să cumpere pigmenți. Doamnele, pigmenții sunt acele particule sfinuțe care de multe ori pot avea și culoare, adică au culoare, dar au în consistența lor. Da, ușor sidef și chiar culoare însemnând ușor fard. E o combinație de fard cu pigment și ele, în momentul în care le aplici, de exemplu, cu o pensulă sau cu degetele, chiar colorează pleoapa și rămâne și ușor sidefiu, așa, pigmentat. Dar recomandarea mea e ca atunci când aplici un creion, pentru că el este cremos, și aplici pur și simplu la modul acesta, din cutiuță, cu degetul, nu trebuie să ai zeci de mii de pensule, pe acel creion se va fixa și va scoate altfel în evidență ochii și reflexiile acelui produs. E subtil în același timp, e interesant, elegant, pentru că de foarte multe ori, în momentul în care scot eu toate cutiuțile acelea mele, știi tu, cu produse și toate strălucesc într-un mare fel, se întâmplă, sunt fascinate doamnele pentru că arată foarte bine, pentru că strălucesc, sunt minunate, dar se tem că nu le va sta bine, e prea strălucitor, vai, poate nu mi-aplici totuși, cred că nu mi-aplici, nu ăla că strălucește prea mult, nu cred. Dar în momentul în care aplici, pentru că less is more, depinde foarte mult cât de mult, unde anume, pentru că în general nu se aplică acești pigmenți pe toată pleoapa în anumite locuri și recomandarea e doar în zona centrală sau în colțul intern, foarte discret. Deci lucrurile astea le învățăm la cursurile de auto make-up. Nu intru neapărat în detalii neapărat matematice, pentru că, așa cum am spus la bun început, machiajul nu e doar artă, nu e doar inspirație, nu e doar imaginație, nu e doar, eu știu, aplecarea pe care o ai sau nu ai către artistic. Este foarte multă matematică și foarte mult exercițiu. Erai bună la matematică? Nu. Când erai elevă? Nu eram bună la matematică, nu. În schimb, mi-a plăcut foarte mult, mai mult algebra decât geometria, culmea. Da, interesant. Așa. Dar mă descurcam, adică foarte bună în sensul că nu mergeam la olimpiade, mă descurcam, adică nu eram chiar pe lângă, dar nu eram cea mai bună din clasă, nu, așa. De ce spun matematică? Pentru că fiecare fizionomie, adică nu există nicio fizionomie la fel cu cealaltă, asta să fie clar din capul locului, în ciuda faptului că există asemănări, da? Asemănări și că există într-adevăr statistici, există prezentări ale tipurilor de față. Da, da, da. Știm că sunt ovale, trei rotunde, trapezoidale, diamant, cu multe, vârful uite, în sus, cu vârful în jos, stânga, dreapta, n-am să le derulez pe toate acum. Sunt foarte multe. De fapt, ceea ce trebuie să facă un machior, un make-up artist, un om specializat în domeniul beauty, atunci când vine vorba de fizionomie, și asta are legătură și cu sprâncenele, pentru că e foarte important când creezi forma sprâncenelor, să fie în contextul feței, a morfologiei feței. Deci tu, ca și
om de beauty trebuie să fie un scanner, așa îmi place să le spun fetelor. În momentul în care tu vezi o fizionomie, ai scanat și în secunda 2, până când demachezi, până când începi să lucrezi, până o întrebi și ai tot felul de consultații, consultări și așa mai departe cu clienta, tu trebuie să știi unde anume și cum trebuie să fie tușele.